este vorba de un gest umanitar. În, împreună cu staful administrativ, cu domnul primar, consilierii locali, am hotărât să dăm o mână de ajutor bătrânilor de la azil, pentru că și noi avem sau am avut bunici, este normal să putem să-i ajutăm măcar atâta, știm ce înseamnă să ajut, pentru că și pe noi ne ajută altcineva.